găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. A furat, a ajuns în arestul poliției, iar după doar 30 de minute de la eliberare s-a întors la locul primei fapte și a mai furat odată. Aceasta este pe scurt istoria faptelor de care este acuzată o femeie din Brașov care se află acum după gratii. Hotărârea judecătoriei de a se emite mandat de arestare nu este însă definitivă. Mai întâi, inculpata a furat, spun procurorii, băuturi alcoolice în valoare de 300 de lei dintr-o benzinărie din Brașov. Inculpata este cercetată în două dosare pentru săvârșirea a două infracțiuni de furt calificat. Aceasta a sustras în data de 9.1.2015 mai multe bunuri dintr-o benzinărie, fiind identificată și reținută pentru 24 de ore de secția 3 Poliție Brașov. La 30 de minute după eliberarea acesteia din arestul IPJ Brașov, inculpata a sustras din nou bunuri dintr-o benzinărie și a plecat către Cluj. În data de 13.1.2015, inculpata a fost identificată de secția 2 Poliție Brașov pe raza municipiului Brașov și reținută pentru alte 24 de ore. Decizia de arestare preventivă a inculpatei a fost contestată, iar magistrații tribunalului din Brașov urmează să pronunțe o hotărâre ce nu va mai putea fi atacată. Până la o sentință definitivă, fie de condamnare, fie de achitare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, femeia implicată beneficiază de prezumția de nevinovăție. 7 lei, atât vor plăti taxă șoferii pentru parcurgerea viitoarei autostrăzi Comarnic-Brașov. Anunțul a fost făcut într-un document al companiei de autostrăzi și drumuri. Pe autostrada Comarnic-Brașov va fi introdus un sistem de taxare semi-închis, care va prevedea bariere pentru carosabilul la cele două capete ale autostrăzii situate în zona Comarnic și Râșnov, precum și cabine de taxare la Sinaia, Bușteni și Predeal. Chiar dacă nu a fost stabilită cu exactitate data la care vor începe lucrările la autostrada Comarnic-Brașov, știm sigur însă că șoferii vor plăti o taxă pentru a o folosi. Valoarea taxei pe care o vor achita conducătorii auto va fi de 7 lei pentru un autoturism. Autostrada Brașov-Comarnic va fi prima lucrare de infrastructură de anvergură realizată în sistem de concesiune. Termenul pentru începerea lucrărilor ar putea fi anunțat în primăvară și cea mai optimistă dată avansată de autorități este 15 aprilie. Potrivit planurilor, pe autostrada Comarnic-Brașov va fi implementat un sistem de taxare semi-închis care va prevedea bariere pe întreg carosabilul la cele două capete ale autostrăzii situate în zona Comarnic și Râșnov, precum și cabine de taxare la Sinaia, Bușteni și Predeal. Tariful de concesiune va fi perceput odată ce întreaga autostradă va fi realizată și va deveni operațională. Se arată într-o prezentare făcută de CNADNR. Controale în Poiana Brașov, inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor au vrut să vadă în ce măsură operatorii de transport pe cablu pot evacua în condiții optime turiștii în caz de necesitate. De asemenea, au fost verificate și elementele de protecție și siguranță, atât de pe pârtile de schi, cât și de pe cea de sănius și tubing. Chiar în timpul controlului, o femeie s-a rănit la un picior în timp ce se dădea cu sania și a fost transportată la spital. Pe ele, la fel, ar fi trebuit să existe, că celelalte, spre exemplu, de anul trecut, aveau o etichetă de conformitate pe care dădeau anumite indicații. Parte din controlele pe care le desfășurăm în conformitate cu ordinul prefectului referitoare la transportul pe cablu se desfășoară și vom ajunge la o concluzie finală zilele următoare. Ca principal aspect pe care noi dorim să-l verificăm este acela al modului în care se vor putea evacua persoanele într-o situație de urgență și de necesitate și dacă agenții economici care deservesc transportul pe cablu de orice fel ar fi ei au capacitatea tehnică și umană de a realiza în condiții optime această evacuare și salvarea persoanelor în cazul de necesitate. În timp ce inspectorii verificau aspecte legate de echipamentele de distracție, pe pârtii o turistă s-a accidentat la Săniuș. Aceasta avea o sanie cumpărată din comerț și nu și-a putut da seama cum s-a accidentat. A primit primul ajutor de la salvamontiștii din Poiană și a fost preluată de o ambulanță și dusă la spital. Pe lângă verificările elementelor de protecție și siguranță de pe pârtii, inspectorii au făcut verificări și la unitățile de alimentație publică din vecinătatea pârtiilor. Municipalitatea pune și în acest an la dispoziția brașovenilor abonamentul care le garantează locul de parcare timp de 5 ani. Astfel, primăria Brașov va distribui tuturor persoanelor care au închiriate locuri de parcare de reședință abonamente, care le vor rezerva acestora dreptul la un loc de parcare pentru următorii ani. Singura condiție de păstrare a locului este plata anuală până la 31 martie a taxei rezultate în urma procedurii de atribuire.
Pentru plata locului de parcare, deținătorul va trebui să meargă la caseriile Direcției Finanțelor Locale și să prezinte actul de identitate și talonul autovehiculului pentru a face dovada ITP-ului la zi. Reprezentanții municipalității recomandă ca pentru plata locului de parcare, brașovenii să utilizeze toate agențiile fiscale pentru a se evita aglomerarea unui singur punct de lucru, așa cum se întâmplă la primărie. Astfel, plăți se pot efectua la sediul Direcției Fiscale de pe strada Dorobanților numărul 4 sau la caseriile de pe strada Lungă numărul 14, Uranus numărul 14, Turnului numărul 5 și Eroilor numărul 8 în clădirea primăriei. Toți cetățenii care în anul 2014 au avut loc de parcare închiriat în parcările rezidențiale beneficiază de această facilitate pentru o perioadă de 5 ani de zile, până în 2018 inclusiv. Plata, bineînțeles, o pot face anual. Termenul de plată este de 31 martie, odată cu plata impozitelor. Trebuie să vină la primărie, se duc direct la caserie, plătesc, trebuie să-și țină cont de faptul că trebuie să aibă ITP valabil, iar în schimbul plății primesc o vinietă și o chitanță. Până în prezent au fost distribuite peste 1600 de abonamente pentru parcările de reședință din cartierele Kreiter, Triaj și Fundătura Hărmanului. În prezent se distribuie abonamentele pentru cartierul Bartolomeu, iar de săptămânile viitoare își vor primi documentele acasă și deținătorii de locuri de parcare din zonele Scriitorilor, Răcădău, Centrul Istoric și Tractorul. Aproape 27.000 de carduri naționale de sănătate au fost returnate Casei de Asigurări de Sănătate Brașov. Asta după ce poștașii au bătut la ușa brașovenilor pentru a le înmâna documentele electronice. Persoanele care nu au primit cardurile le pot lua de la sediul CAS începând din 15 ianuarie, când va începe distribuirea acestora. Este important de știut că documentele de sănătate se vor elibera pe o perioadă mai lungă, așadar oamenii sunt sfătuiți să nu formeze cozi interminabile. După ce poștașii au bătut de două ori din ușă în ușă pentru a le înmâna brașovenilor cardurile naționale de sănătate, documentele nedistribuite au fost returnate Casei de Asigurări de Sănătate din Brașov. Casei de Asigurări de Sănătate Brașov i-a fost returnată un număr de aproximativ 27.000 de carduri. Până la această dată, cardurile acestea au fost sortate, sunt puse în cutii pentru a fi la dispoziția asiguraților noștri în momentul când noi vom începe distribuirea. Când se va face această distribuire? Distribuirea cardurilor naționale va începe din data de 15 ianuarie. Cardurile naționale de sănătate vor fi distribuite de aici, de la aceste ghișee, iar brașovenii trebuie să aibă la ei buletinuri, dar și o copie. Facem un apel la asigurații noștri să nu intre în panică și să nu se gândească că mâine este unica și singura zi în care pot să-și ridice acest card național. Acest card național se poate elibera pe parcursul a 3 luni de zile, timp în care fiecare persoană care va solicita un serviciu medical sau va avea nevoie de un serviciu medical, va primi serviciu medical chiar dacă este sau nu în posesia cardului național. Cardurile se pot lua de la sediul CAS de luni până joi între orele 13-16 și vineri între orele 14 și 16. Cardul Național de Asigurări de Sănătate este un document electronic distinct de Cardul European de Asigurări. Acesta este distribuit persoanelor cu vârste de peste 18 ani și este valabil 5 ani doar pe teritoriul țării noastre. Cardul de sănătate va facilita accesul mai rapid al pacientului la serviciile medicale, iar pentru a beneficia de avantajele documentului electronic, persoanele trebuie să fie asigurate plătind constant contribuția pentru sănătate. O tricicletă este folosită ingenios de un brașovean care a transformat obiectul într-o mașinărie perfectă, unde prepară cafea la nisip. Aparatul funcționează cu ajutorul unui dispozitiv special și, bineînțeles, cu nisip, care este, de fapt, tuf vulcanic pentru a nu produce praf. Brașoveanului a venit ideea de a construi instrumentul inedit într-o zi când i s-a făcut poftă de cafeaua la nisip pe care o bea pe vremuri în Piața Sfatului. Spune că aroma unei astfel de băuturi te bine dispune și te face să te gândești mai mult la tine. Tricicleta, care funcționează ca aparat de preparat cafea la nisip, a fost construită în vară. Remeo Butnaru spune că a adunat diferite componente de biciclete de la mai multe târguri de profil, dar și de la prieteni și a reușit astfel, într-un final, să realizeze o mașinărie trăsnită. De fapt, la bază e o provocare de a face ceva inedit. Și atunci a făcut. Din bucăți m-am zis niște materiale puse la un loc care să facă ceva bun. Și atunci am luat din biciclete, din bucăți, sudate, aranjate, modificate, în sfârșit și am făcut această tricicletă. După ce am realizat tricicletă, e bun, dar ce fac și cu ea? Ca să vând floricele și popcorn, o face toată lumea. Și atunci zic, hai să fac cafea la nisip.
Nisipul este un amestec special de tuf cu încă ceva, ca în momentul când face curent, când sunt ureți de aer, să nu creeze praf. Deci, indiferent cât de tare ar bate vântul, nu se ridică norul de praf. Atunci ai dat omului ce? Nisip între dinți sau... Da, e muncă de aproape jumătate de an. Un dispozitiv sau aparat special modificat de mine care îmi produce energia termică. Și reușiți să creați... Absolut, pentru cafeaua nu, nu se poate face rece. Nu, cu apă rece nu. N-am văzut cafea făcută cu apă rece. Cum se face cafeaua? Deci, modul de preparare. Aici am, în cafetierea asta, am cafea. Este o cafea special, din o categorie specială, măcinată, prăjită și măcinată special pentru ibrice. Deci pentru cafea la ibric. Multă cafea care este în comerț, dacă o faceți acasă, chiar în condițiile astea, n-are același gust. Și acum începem. Aici, hai să vă... Deci, aici am trei ibrice în care fac cafea. Astea sunt pentru preîncălzire, să am apă caldă totdeauna. În cazul în care vrea cineva, de exemplu, patru cafele, s-o pot face foarte repede. Se mestecă. Acum se ajută puțin. Aroma de cafea te cheamă din orice colț te afla. Asta și pentru că atunci când e pregătită de Remeo, este presărată cu mult umor, dragoste, mai multe grame și apă 75 de ml, conform rețetei proprii. E mai specială prin prelucrarea cafelei în sine, deci produc cafeaua prin o specialitate separată, prin prăjire și mai ales măci și măcinare. Aromele se dezvoltă mult mai mult în felul acesta decât, eu știu, cafeaua. De fapt, se spune cam așa. Zice, cafeaua verde se ține cei trei. Cafeaua verde se ține 3 ani, prăjită se ține 3 luni și măcinată 3 zile. De obicei spune cam așa, domnule, n-ai prețul în față. Și eu spun cam așa. Dacă nu este prețul acolo, eu vă dau cafeaua gratuit. Dacă este, îmi dați 3 lei. Și bineînțeles că omul, chiar dacă se uita, zice că nu este, și atunci eu îi arăt. Este vorba de 1, 2, 3 lei. Tricicleta este funcțională, astfel că inventatorul ei se poate deplasa în orice loc. Și ce poate fi mai bun decât un pahar fierbinte cu cafea naturală? O bună dispoziție la purtător. Eu cred că printre puținele satisfacții care ne-au mai rămas sau și un mod de a aduna gândurile în timpul unei cafele, de a te gândi la ce vrei să faci, ce ai făcut. Cafeaua îți dă, nu știu, modul sau timpul în care poți să te gândești și la tine. Omul vrea să împartă și cu brașovenii gustul dulce, parfumat al cafelei, ce ne face diminețile mai frumoase și, dacă este cazul, nopțile mai lungi. Cei de vârsta mea și așa, care își mai aduc aminte de cafeneaua la nisip din Piața Sfatului, să-și aduc aminte de gustul de atunci, poate și de poveștile de atunci, de bucuriile, de necazurile de atunci, poate cafeaua să-și aducă aminte chiar de tinerețe. Poți dona sânge doar dacă ești din Brașov. Conform normelor Centrului de Transfuzie Sanguină, sunt primiți doar donatorii care au domiciliul sau cei care au viză de flotant în orașul unde se prezintă pentru acest act benevol. Reprezentanții instituției susțin că este vorba despre o măsură de siguranță și protecție pentru pacienții care urmează să beneficieze de sângele donat, deoarece informațiile cu privire la istoricul medical al celor care vor să ajute se pot verifica doar la nivelul județului. Cei care vor să susțină campaniile de donare de sânge trebuie să știe că una dintre condițiile de bază pentru a putea face acest lucru este să aibă domiciliul stabil în județul unde vor să doneze.
Poate cineva să doneze sânge dacă are peste 18 ani până în 65, bineînțeles, după legislație vă spun, să fie sănătos, să aibă un act de identitate valabil, adică carte de identitate, carne de conducere sau pașaport, să aibă domiciliu stabil în județul Brașov. Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sangvină din Brașov spun că este important ca oamenii să cunoască acest lucru pentru a evita situațiile în care o persoană bine intenționată care vrea să doneze sânge este refuzată tocmai pentru că domiciliul din actul de identitate nu coincide cu orașul unde locuiește, fie și pentru o scurtă perioadă de timp. Așa este și cazul lui Samuel Ștețco, un dejan care lucrează în Brașov fără să aibă însă viză de flotant. Eu am fost ieri să donez sânge și mi s-a spus că nu pot dona decât în localitate de reședință. Și atunci am explicat că eu aici lucrez și că nu am chef să-mi fac flotant, pur și simplu, doar pentru ca să donez. Și mi s-a spus că nu se poate, singura posibilitate e să aduc o adeverință de la servici, cum că lucrez în Brașov și că am domiciliu în Dej. Și așa se poate. Specialiștii Centrului de Transfuzie susțin că măsura este foarte importantă în contextul epidemiologic. Mai exact, baza de date a pacienților diagnosticați cu o boală care împiedică donarea de sânge este actualizată lunar la nivel de județ. Sistemul de servicii sociale va funcționa unitar, cel puțin așa arată proiectul de buget ce va fi supus aprobării Consiliului Local în această săptămână. Propunerea pentru noul an bugetar prevede și o creștere a sumelor cu aproximativ 6 milioane de lei, dar care este dată doar de indexarea normei de hrană pentru beneficiari, precum și de creșterile salariale cu 100 de lei de persoană pentru angajații primăriei, majorare decisă de guvernanți. În realitate, pe cifre absolute, bugetul domeniului de servicii sociale brașovene va fi mai mic față de anul trecut, susțin cei din executivul primăriei. Sistemul de servicii sociale va funcționa din 2015 unitar. Acest proiect va fi supus atenției consilierilor locali care vor trebui să hotărască în această privință, astfel că pentru un beneficiar de servicii DSS se va face doar o singură evaluare, nu ca până acum. Fiecare dintre cele trei instituții existente în acest moment, având personalitate juridică, la un moment dat munca asistenților sociali era duplicată, pentru că având această personalitate juridică, actul trebuia emis la nivelul fiecărei instituții. Făceam noi o evaluare în DSS, să spunem, pentru acordarea ajutorului social, după care colegii de la adăpostul de noapte făceau din nou o evaluare pentru acordarea mesei calde la cantină sau pentru a beneficia de servicii în cadrul adăpostului de noapte. Bugetul pe acest an, conform proiectului, a crescut de la 18 milioane de lei în 2014 la 26 de milioane. Avem un procent de aproape 35% mai mare față de anul trecut, având în vedere că pe centrul Respiro am avut angajări și n-a funcționat decât 2 luni. Faptul că avem salariile majorate cu 100 de lei, conform hotărârii de guvern aprobate. De asemenea, mai avem majorări datorate etichetelor pentru suflet, care de această dată se dau și de Paște și de Crăciun. Și o altă influență este cea generată de norma de hrană, care a fost majorată conform hotărârii de guvern de la 8 la 12 lei. Consilierii locali vor avea posibilitatea să voteze alte câteva programe sociale în premieră. Astfel, copiii brașovenilor care vor merge din toamnă la clasa 0 vor beneficia gratuit de câte un ghiozdan mai micuț care va conține creioane colorate, un bloc de desen, acoarele și lipici. Bugetul pentru acest proiect a fost estimat în funcție de numărul de micuți care acum sunt în clasa 0, adică aproape 2300 de viitori școlari. Un alt proiect de această dată în premieră pe țară se referă la sprijinirea femeilor victime ale violenței domestice. Acestea vor putea beneficia de gratuitate la plata medicului legist în caz de agresiune. În urma unui protocol între IML și administrația locală, aceasta din urmă va achita contravaloarea controlului medical pentru a-i ajuta victimei să scape de agresor. 7,6 milioane de români au cont pe Facebook. Peste 169.000 sunt brașoveni. Orașul nostru este pe locul 7 în top. Înaintea noastră se află Cluj, Iași, Timișoara, Constanța și, bineînțeles, București. De altfel, capitala are cei mai mulți utilizatori de Facebook din România, peste 1,48 de milioane de persoane.
Numărul de conturi românești din rețeaua Facebook a atins 7,6 milioane, în creștere cu aproape 9% față de ianuarie 2014, din care 1,48 milioane aparțin utilizatorilor din București, potrivit facebrands.ro, serviciul de monitorizare a paginilor românești create pe rețeaua socială. Capitala are în continuare cei mai mulți utilizatori ai rețelei Facebook în România, 1,48 milioane, aproape 22%, urmată de Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Constanța cu peste 200.000 de utilizatori de Facebook. Alte 9 orașe au peste 100.000 de utilizatori de Facebook, respectiv Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Arad, Bacău, Pitești și Sibiu. Numărul de pagini românești create pe Facebook a crescut în 2014. Cele mai multe pagini românești de Facebook sunt în categoriile afaceri locale, artă și cultură, sănătate și îngrijire personală, magazine online, cântăreți, trupe și bloguri. Ne întoarcem acum în timp cu numai puțin de 458 de ani. Pe 14 ianuarie 1557 apare la Brașov Octoihul în limba slavonă, prima carte tipărită de diaconul Coresi. Este vorba despre o carte bisericească ortodoxă care cuprinde cântările fiecarei zile din săptămână pe 8 glasuri. Prima școală românească deține o carte după care s-a tipărit Octoihul. Pe 14 ianuarie 1557 a apărut la Brașov Octoihul în limba slavonă, prima carte tipărită de diaconul Coresi. Octoihul este o carte bisericească destinată cultului ortodox, care cuprinde cântările fiecarei zile din săptămână pe 8 glasuri, fiecarei săptămâni consacrându-i se succesiv câte un glas. A fost compus de teologul bizantin Ioan Damaschinul în secolul al VIII-lea. Este cea mai importantă carte ortodoxă a timpului și venea în condițiile în care în Ardeală apăruse luterani Calvin și Husii despre din catolici și el venea de la Târgoviște tocmai în transformarea noastră pentru a sprijini ortodoxismul în Ardeal prin tipăriturile sale. În afară de Octoi, Coresi a tipărit toate cărțile de cult necesare. Evangheliarul din 61, cartea de predici din 64, Psaltirea din 70, deci Molitvelnicul, deci toate cărțile care erau cu întrebințare bisericească la vremea aceea. Prima carte tipărită de diaconul Coresi la Brașov împreună cu logofătul Oprea, al cărui ucenic fusese, este Micul Octoih la 1557. Din 1559, Coresi s-a stabilit pentru mai multă vreme la Brașov și a tipărit mai multe cărți românești, slavone și slavo-române. De câte pisici este nevoie pentru a prinde un șoarece? O întrebare care va rămâne probabil fără răspuns. O brașoveancă a postat pe internet un filmuleț în care trei pisici încearcă fără succes să prindă un șoarece. Dacă la operațiune participă inițial doar două dintre mâțe, iar a treia privește indiferentă cum șoricelul îi dă târcoale, la final toate cele trei feline participă la acțiunea de capturare a intrusului. Dacă șoricelul a fost sau nu prins, nu vom ști niciodată. Iar la întrebarea de câte pisici este nevoie pentru a prinde un șoarece, răspunsul probabil ar fi minim 4, având în vedere că 3 nu au reușit să-și facă treaba. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. Strictly high button shoes, a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, but with a square in the act, you can set music back. Through the caveman days of jungle, I've heard some corny birds who tried to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick along her dick and stuff like that? When everybody wants to be a cat. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!